Sunt zeci de metode prin care poți ajuta un pacient. Dacă acea persoană decide în interiorul ei că nu mai este nimic de făcut, nu va mai fi nimic de făcut și este necesar să-i respectăm alegerea. Și chiar pot să amintesc cazul unei cliențe de-a mea care mi-a fost foarte dragă. Un om deosebit cu cancer la sân, care a fost decizia ei de a nu face operație, a fost decizia ei de a nu face alte tipuri de tratament, a înțeles care este cauza și a spus, eu nu mă pot schimba. Are un an și două luni de când a murit, un om cu totul special, cei din jurul ei, copilul, soțul, au acceptat decizia ei și au iubit-o și o iubesc în continuare. A fost alegerea ei. Deși a conștientizat care este cauza bolii ei, nu a putut să schimbe. Cum ne dăm seama că un pacient conștientizează sau e depresiv doar? Să intru acum în detalii despre depresie. Lăsăm pe domnul doctor să intervină. Să ne spună mai mult. Să te scape. Da, este o întrebare. Practic, e de... Cred că vom discuta într-o altă emisiune, întrucât mai avem foarte puțin de discutat. Și mă bucur că v-am avut alături, chiar dacă asta o să rămână așa o problemă la care ne vom gândi până peste un timp când ne vom revedea, sper eu. Cu mare plăcere, mai sunt foarte multe de spus în domeniu, să știi, foarte multe. Ceea ce am discutat acum este așa, m-am ridicat un pic colțișorul de pe... Îmi pare rău că, practic, venind cu un subiect pe care abiam început să-l creionez, n-am avut posibilitatea să răspund și la întrebări și nelămuriri ale celor care chiar sunt interesați de ceea ce le-am propus. Ca vom face o listă și vom da spre a răspunde. O seară bună tuturor! Mâine avem cabinet medical de neurologie. Vă mulțumim încă o dată!